cei care spun că doctrina nu contează sunt proști. Ascultați-mă, sunt proști. Sunt oameni care susțin lucrarea diavolului. Deci să te duci, și am auzit, l-am văzut, să te duci să spui în public, în adunare, învăță. Ce atâta teorie, fraților? Dom'le, teoria duce la practică, asta e problema. Deci trebuie să fii complet ignorat sau un impostor să spui că teoria nu contează. Dacă teoria nu mai contează, de ce stai în fața adunării să spui că teoria nu contează? Pentru că însăși teoria ta nu contează, nu? Dacă spui că teoria nu contează, însăși teoria ta nu contează. Adică stai singur picioarele, nu de acolo. De ce mai stai la învon dacă teoria nu contează? Înțelegi? De fapt, el vrea să spună că teoria altora nu contează. Și contează numai teoria lui. Da? Dar vorbește la modul general. Nu. Învățătura, teoria, erezia contează, pentru că ea ajunge să se vadă în practică. Mulți comentatori spun că învățătura sau erezia de bază pe care acești oameni o învățau este că nu este necesar să fii sub domnia lui Hristos sau sub autoritatea lui Dumnezeu. De asta spune textul, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat, și că legat de învățătura aceasta predicau un libertinaj în trăire, de asta se duceau la destrăbălare, adică nu trebuie să fie domn, Dumnezeu nu trebuie să fie stăpânul vieții tale. Tu ești tu stăpânul vieții tale, poți să trăiești, ești liber în Hristos, poți să trăiești cum vrei tu. Și asta ducea la practica lor și mai negau, dacă se poate lega cu capitolul 3, mai negau venirea Domnului. Dar foarte clar se arată efectul doctrinei în viața lor. Da? Să ne scoatem din cap ideea asta că s-ar putea cumva să credem învățături greșite și cum nu contează ce credem, că până la urmă las că știm noi cum să trăim. Nu! Învățătura va ajunge să determine și să definească practica noastră.